Bun găsit, dragii mei! Astăzi, o povestioară a celui mai tânăr caporal. Într-o zi, împreună cu prietenii mei, am vizitat Muzeul Militar. Multe, foarte multe lucruri, care mai de care mai impresionate am văzut noi acolo. Arme, steaguri, uniforme, hărți, fotografii, tablouri cu scene de luptă, chipuri de voievoz, de generali, ori de soldați eroi. Pentru fiecare am primit sau am dat explicații. Astfel, ne-am încredințat că multe întâmplări din istoria țării se învață vizitând un muzeu. La un moment dat, prietena mea a văzut într-o vitrină fotografia unui băiețaș îmbrăcat în uniformă militară. Veston, epoleți, centură, bonetă, mă rog, era ostaș în toată regula. Și m-a întrebat, poate fi un băiețaș ostaș, bunicule? Păi ia ca se poate, am zis eu. Și știți voi ce scrie aici, sub această fotografie? Scrie așa, caporalul Marin Lungu, în vârstă de 9 ani, luptător în cadrul diviziei 9 infanterie. Și acum veți întreba desigur, de ce acest băiețaș s-a făcut soldat? Haideți să vă povestesc. Era în vremea războiului cu fasciștii. Copilul Marin Lungu rămăsese singur pe lume, orfan. Și ce avea să facă? S-a apropiat de o unitate militară care făcea exerciții pe câmp, undeva în Dobrogea. Soldații, omenoși și buni la inimă, au vorbit cu el, l-au mângâiat, i-au dat să mănânce din porția lor. Pentru că nu avea unde dormi, l-au luat cu ei în cazarmă. În scurt timp a ajuns să-l iubească toți pentru cumințenia, hărnicia, istețimea și disciplina lui. Cazarma a devenit casa, iar ostașii familia lui. L-au cunoscut și ofițerii și l-au îndrăgit și ei. Văzându-l îmbrăcat mai mult în zdrențe, comandantul batalionului a dat ordin să-i se croiască o uniformă militară pe măsura lui. Așa a devenit Marin, fiul batalionului, ostaș la 8 ani. A învățat să mânuiască arma, să arunce grenada, dar mai ales a deprins cum să împlinească misiunea de cercetaș. Adică a învățat cum să se apropie de liniile dușmane, târându-se pe brânci și cum, ajuns acolo între dușmani, să observe dacă sunt mulți, ce fel de arme au și cât sunt de numeroase. De asemenea, la serbările ostășești, Marin recita frumos poezii și toți îl aplaudau și îl lăudau. Auzindu-l, generalul comandant al diviziei i-a strâns mâna și i-a spus: Lungu Marin, ești înălțat la rangul de fruntaș. Iar când batalionul lui a pornit în războiul cu fasciștii, micul fruntaș Lungu Marin a ieșit la raport ca orice ostaș, zicând: Domnule comandant, vreau să merg și eu pe front. Capitanul s-a uitat la el, i-a admirat curajul, dar s-a împotrivit. Lungu Marin, te cred ostaș vrednic, dar ești prea mic pentru un război atât de mare. Văzând că nu îi îngăduie să meargă cu prietenii lui soldați, Marin s-a gândit să iasă la raportul generalului care comanda divizia. Și îi spune astfel: Dumnealui mi-a dat gradul de fruntaș, nu se poate să nu mă înțeleagă. Deci, când a venit generalul în inspecție, a făcut 3 pași înainte și a raportat tare, răspicat, curajos și din toată inima: Să trăiți, domnule general, sunt fruntașul Lungu Marin în vârstă de 8 ani. Am ieșit la raportul domniei voastre să vă rog a ordona să fiu și eu trimis pe front. Generalul și-a amintit de el, a zâmbit și a încuviințat: Bine, fruntaș, dacă aceasta ți este dorința, eu ordon să mergi cu batalionul pe câmpul de luptă. Nu o să fie ușor, dar cei bravi biruie toate greutățile. Vă întrebați cum putea să lupte un copil care abia trecuse de 8 ani? Ei bine, să știți că Lungu Marin a fost de mare folos acolo pe front, îndeplinind misiuni foarte grele și importante. Înainte de a se da bătăliile, el se îmbrăca în straie civile, iar un ostaș îl conducea până în țara nimănui, adică în spațiul care despărțea pe ai noștri de dușmani. De aici, cu multă îndrăzneală, pătrundea în liniile dușmane. Acolo observa toate mișcările inamicului. N-avea nicio armă la dânsul, ci numai pietricele albe și negre, precum și chibrituri în buzunarul stâng. Ce făcea cu ele? Vedea un camion inamic, punea o pietricică albă în buzunarul din stânga, în cel din dreapta. Observa un tun, punea un chibrit dintr-un buzunar în celălalt. Și după ce scotocea ceasuri întregi teritoriul inamic, el se întorcea în liniile armatei române, unde comandantul batalionului îl întreba: Ei, ce racolt ai cules fruntaș, Lungu Marin?
El scotea pietricelele și chibriturile din buzunarul drept, așezându-le pe pământ și zicând: tancuri, câte pietricele negre? Deci 7. Tunuri, câte chibrituri? Deci 4. Camioane mai multe? Numărați-le dumneavoastră. 15, zicea maiorul. Ai adus recoltă bună, fruntaș. Bravo! Așa a procedat de foarte multe ori. De câteva ori, când l-au întâlnit soldații inamici, el a făcut-o pe mutul. L-au cercetat și, negăsind asupra lui decât pietricele și chibrituri, i-au dat drumul. Așa a căpătat și mai multă îndrăzneală. Informațiile, adică știrile despre dușman, erau deosebit de prețioase pentru ostașii români. Căci în bătălie este foarte important să știi câte tunuri, tancuri, avioane ori depozite de muniții are dușmanul. Dar iată că într-o zi, pătrunzând mult în spațiile liniilor dușmane, l-au luat prizonier. Aceștia l-au bănuit că e cercetaș sau poate auziseră de el și urmăreau mai de mult să-l prindă. Și deși nu avea nici 9 ani, l-au vârât în lagărul de prizonieri. Nici acum fruntașul Lungu Marin nu s-a înspăimântat. A îndurat totul, bărbătește, până când fasciștii au fost înfrânți, iar prizonierii au fost eliberați. Mare a fost bucuria lui Marin când, scos din lagărul închis cu sârmă ghimbată, era liber și s-a reîntâlnit cu tovarășii și prietenii lui. Drept răsplată pentru purtarea lui îndrăzneață și vitează, comandantul batalionului l-a avansat la gradul de caporal, iar pe piept i-a prins 3 decorații de război. În acele zile, caporalul Lungu Marin împlinea 9 ani. Era cel mai tânăr caporal pe care l-a avut vreodată armata română. Și se mândrea că pe umeri îi străluceau galoanele de caporal, iar la piept cele 3 decorații. Atât pentru azi, dragii mei.